Să știți că nu m-am îmbrăcat așa întâmplător, deși uneori se întâmplă să rămân în pană de haine. M-am îmbrăcat cu tricou ăsta, pullover, așa zis, pullover, plover, ho, 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 pentru că în seara asta avem un invitat de marcă, îl avem pe Moș Crăciun. Bună seara și bine ai venit, Moș Crăciun, în podcastul nostru. Seara bună la toată lumea! Clopoțel ai? Am și clopoțel! Cu asta anunț copilașii când sosesc acolo ca să știe că nu-i altcineva decât Moș Crăciun. Moș Crăciun alături de o crăciuniță. Bună seara și bine ați venit. E greu să fii asistent al lui Moș Crăciun? Este. Uneori vă dați seama că avem de pregătit așa de multe pentru toți copiii, dar asta ne face fericit. Dar te vedem pe copii. Da, da. Dar să știți că moșul în timpul anului tot timpul lucrează la fabrica de jucării al lui Moș Crăciun. De jucării, de dulciuri. Ce de mai hăinuțe. Cere generația asta tânără? Ce jucării, ce cadouri își mai doresc copiii din ziua de azi? Cei mai mulți copilași cer mașină de gunoi. Așa se joacă de frumos cu mașinuțele alea care se deschid, pot să pună nisip pe pietricel. Dacă părinții nu se joacă cu mașinile de gunoi, se joacă copilașii. Da, da, foarte interesanți copilașii. De ce au îndrăgit așa mult mașinuțele alea de gunoi? Nu știu. Noi ceream pe vremea noastră ce ceream. Acum tu știi ce ceream noi. Pe vremea noastră. Pe vremea mea, adică, nu pe vremea ta, că tu ești de 2000 și de ani. Da, pe vremea dumitale, că eu îmi place să vorbesc așa cu respect. Și dacă îți mai tineri decât mine, pe timpul tău când erai mic, sigur știe moșul că dacă era o turtă dulce, un biscuit, chiar o bombonică mică sau zahăr ars, așa, ca o caramea. Ne bucuram. Și era suficient. Vă pot spune că am fost în multe locuri și am fost chiar la o grupă de mici fotbaliști din ăștia, de la pitici, și le-am dat darurile. Și unul dintre copilași, plăpând, firav, și îl întreb eu, ce ai vrea să-ți aducă moșul acasă în seara de Crăciun? La care copilul, așa, se vedea că-i cu mințel. Moș Crăciun, dacă s-ar putea să-mi aduceți o acadea. Vă dați seama ce copil necăjit și sărac era. Dacă el se bucura de o acadea. De o acadea. Da, este una dintre poveștile lui Moș Crăciun. Are foarte multe și s-a întâlnit cu foarte mulți copii. Eu cred că este bine să apreciem lucrurile mărunte, așa ca și acest copil, indiferent că avem multe lucruri, să ne bucurăm de fiecare în parte, că nu știm alții cum o duc. Da, da, să vedeți ce se bucură copilașii, se bucură, dar se bucură bunicii. Așa mult, unii bunici se bucură mai tare decât copilașii când se întâlnesc cu mine. Moșule, tu ai o vechime pe cartea de muncă. Acum te întrebăm așa, să faci o comparație. Ce cereau copiii înainte de 89, ce cer acum după liberalizare și după libertate? Nu erau așa pretențioși înainte de 89. Așa erau condițiile. Așa erau vremurile. Așa erau vremurile. Nu erau așa pretențioși. Acum, din păcate, am fost și la copilași necăjiți, dar am fost și la copilași de oameni care au mai mult decât ar dori copiii. Am fost la o familie care
în momentul când le-am dat cadourile, mai sunt și cadouri care trebuie încă ansamblate, anumite mașinuțe, baterie și așa, și având atâtea jucării respectivii copilași, s-au bucurat mai mult decât de mașini, mai mult decât căpăcele din alea care se pun la roțile mașinuțelor. De ambalaj. Mai mult de ambalaj. Adevărul e că noi părinții le oferim prea mult și atunci când ajunge Moș Crăciun cu cadourile, li se pare ceva. Da, se joacă puțin și pe urmă vrea alta, alta. În unele case nu mai au loc. Nu mai ai loc nici să pășești. Renii, ce-ți fac renii? Renii deja sunt pregătiți. Tot timpul i-am hrănit să fie ager când plecăm cu Sania. Dar m-au întrebat mulți copilași. Da, avem o ceată, o ceată de spiriduș. Deci ești tu Moș Crăciun, ca să vedem grila. Ești tu Moș Crăciun, ajutat de... De Crăciunițe, în primul rând de Crăciunițe. Cam câte Crăciunițe sunteți? Vrem de vreo destul de mare, nu? Adică mai și vin pe rând să mai schimbă. Mai ales în sezon. Vin foarte multe să ne ajute să împachetăm. Ele sunt pregătite și jucările, și dulciurile. Spiridușii aduc tot. Aduc, tu primești niște scrisori. Chiar și acum când mergem pe la copii, spiridușii uneori mă ajută să duc darurile la copii acasă, că moșul mai cară, mai cară sacul. Și are și o vârstă, dar moșul nu mai prea pot să car, nu mai pot să car. Au și spiridușii sanile lor, ca să fie loc pentru toată. Lucrați în echipă. Da, 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 și mă bucur că mă ajută foarte mult. Foarte, altfel, nu, cum vă închipuiți că aș putea să ajung la atâția copilași? Și ajungeți la toată lumea. Ajung, ajung. Uneori mai am ajutoare. Sunt copilași, da, Moș Crăciun, o să vii chiar dumneata la noi acasă. Se întâmplă că nu mai pot să fac față și atunci trimit câte un spiriduș, câte o crăciuniță. Crăciunițele cât de des le schimbi? Păi ele, fac și ele cu schimbul exact ca și în orice întreprindere. Că nu pot să reziste non-stop. Și până citești scrisorile, până dai la spiriduș să facă, ce-ți cântă crăciunițele? Păi îmi spun poezii, mai ales în perioada asta, se colindă. Îmi colindă toate colinzile care există. Să întrebăm și pe asistentă. Da, 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 cântăm pentru ca să menținem o atmosferă de Crăciun. Așa. Și avem multe cântece despre Moș Crăciun mai ales, că dumitale astea îți plac, așa, e cel mai mult. Da. Să fie cu Moș Crăciun și să știi că copiii te așteaptă cu mare bucurie. Avem, de exemplu, o melodie la care lui place foarte mult. Să o cântăm, oare? Să o auzim și noi. Putem să o cântăm. Eu pot mai încet. Aia cu jingle band, eu tot o învăț în fiecare an și până anul viitor, iar o uit. Asta e frumusețea. Poate dacă vă amintesc acum? Dacă mult mă ajută și în privința asta, spiridușii, crăciunițele, toți mă ajută ca să... Că eu când uit, apoi, greu. Tu când uiți nu-ți aduci aminte, așa? Nu prea. Vor să cânte cu moșul, vor să știe... Ceva contemporane, colinde contemporane. Păi zi-l la prima dată ca să audă copilașii care o să ne vadă, că ea, toți copilașii îl știu. Că, da, așa, da, eu o să zic, așa mai mult, o să zic fără cuvinte. Da. Numai isul nu o să-l țin. Că da, puțin mai... acum am fost și eu și am băut ceva rece și așa, parcă... Am băut rece de Sfântul picur, Nicolae, da. Astăzi suntem pe 15 decembrie și până în 24 trebuie așa, să fie pus. Și până atunci mai repet, acum și amintesc ocazia asta. Te rog. E un cântec, nu știu cât de mulți copii știu, dar ar fi drăguț să-l învețe. Deci ar fi așa. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right on Santa Claus lane. Blitz and licks and all of his reindeers pulling on the reins. Sleigh bells ringing, children sing.
What a beautiful night. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Suficient, suficient. Așa? Că precis știu mulți copii cântecul ăsta. Adică vine... Acum învață engleză, învață franceză, învață... Ideea tot. Care? Că vine Moș Crăciun la noi. Exact. Da. Felicitări. Da. Santa Claus. Acum, eu cântăm acolo. Eu sunt tare uneori cer pe părinți. De ce cer? Păi, părinții îi întreb eu așa să nu audă părinții pe copilași. Dar așa vă mai ceartă părinții câteodată. Copiii sunt foarte sinceri și recunosc. Da, ne ceartă, ba nu am păpat tot, ba nu, ba m-am murdărit pe hăinuțe. Și ba nu am dormit când trebuia să dorm și ne ceartă și atunci eu îi cert. Și pe părinți îi cert, nu pe copilași, că părinții sunt uneori foarte severi. Și apoi copilașii când văd că eu sunt de partea lor, tornă ce tot. Se bucură, Moș Crăciun să nu mai pleci de la noi, să stai aici. Dar eu nu pot să stau, că trebuie să mă la toți copilașii. Asta e provocarea. De-aia te-am chemat pe 15 decembrie ca să te lăsăm să ajungi la toți copilașii. Și în unele cazuri, așa se bucură copilașii că nu m-ar mai lăsa să plec de acolo, de la ei. Dar eu trebuie să merg pe la tot. Și ce se mai întâmplă în ultima perioadă? Moșul îi întreabă pe copii, ați făcut boroboțe, anul trecut parcă ați făcut mai multe, ați dat cinciu cu moșul și ați promis că nu o să mai faceți. Nu se mai repetă. În ultimii ani nu mai găsesc copii răi. Parcă toți își țin promisiunile. Pentru că moșul e bun. Da, și atunci ei știu că dacă nu sunt cu mine și nu ascultă de părinți... Nu mai primesc darul la anul. Dar pe multe au rămas fără cadouri. Pe de altă parte și Crăciunițele. Au un rol important. Ai auzit-o cum a cântat colega. Foarte frumos. Da, păi așa se bucură. Uneori copilașii, când mergem să le ducem cadourile, ne roagă să cântăm cu ei. Câte un cântecel, ne spun poezii. Am învățat multe poezii de la copilași. Una foarte... Vezi că le e drag de tine. Da, foarte... Odată n-am vine moșul. Da, foarte, foarte drăguță. Era vorba despre o vulpe care mergea să fure găini și copilașii m-au învățat și pe ei și am învățat-o și eu. Vulpe, și, tu mi-ai furat... Nu aia, și aia, aia e cântec. Aia ori furat-o politicienii. Da. Și poezia cum e? Poezioară e vorba despre vulpea care o pleca să fure găini și așa, așa este poezia. Cu vreo trei panere în spate, coșărci, cum se zice pe la zona asta voastră. Că eu trebuie să umplu în toate zonele. Tu vii din Laponia și te adaptezi, bravo. Revin la poezie. Eu trebuie foarte mult să învăț diferite zone, pe zone, unde dialecte, obiceiuri, da, obiceiuri tot, și mai mult că dacă trebuie să merg în toată lumea, mai unii copii lasă nu știu. Lasă că vii odată pe an, nu te plânge. Deci, și cu vreo trei panere în spate adunate din vecini, a pornit aseară vulpea ca să cumpere găini și a ajuns în sac cu mătra. Și-a întrebat pe fiecare, nu cumva aveți prea aici vreo găină de vânzare? Dintr-un vârf de gard, cocoșul cântă răspândind disteț. Dacă vrei găini și rațe, uite acolo, în coteț. Să-ți iei câte vrei de multe și să vii de acum mereu, căci găinile acestea nu te costă niciun... S-o spun toată? Toată. Fericită sare vulpea la coteț să-și umple coșul. Dar pe gard, bătând din aripi, râde, țopăind cocoșul, căci cotețul cu pricina este cușca lui Grivei și de-a fi să ne-o zărească va fi vai de coada ei. Depinde ce așa. Ia te uite cum mai fuge, speriată prin grădini. O zărit-o Grivei.
Ei, ce zici cu mătră vulpe, o să mai poftești găini? Eu-s motocicoda. Asta învățați de la copii? De la copii am învățat, da. Tot recitând-o, mulți copilași, am zis, o învăț și eu. S-a fi spus cel mai des. Și eu mai departe, câteodată mai învăț Crăciunițele, mai învăț spiridușii, să știe și ei poezioare frumoase. Spiridușii, suntem în 15 decembrie, repetăm, spiridușii, acum pregătesc pachetele. Noi suntem alături de o frumoasă Crăciuniță, care să ne spună când a fost mai ușor, în anii fără pandemie sau în anii cu pandemie alături de moșul? Când a fost mai ușor? E greu și ușor în felul lor, deci au avantaje și dezavantaje diferiți ani. Noi acum, ca și Crăciunițe, îi coordonăm cumva pe spiriduși, coordonăm activitatea lor, suntem un fel de, nu suntem chiar șef, că șeful e aici. Bosul. Bosul. Ce e important că nu mă supără nici Crăciunițele, nici spiridușii. Nu mai vorbesc renii, Rudolf care e șeful renilor. Rudolf, el Rudolf e șef. Și întrebați el are nasul dacă roșu. Da. Ăsta e Rudolf. Da, și mulți copilași știu de ce e nasul roșu. De ce? Rudolf. De la Rom. De la Zitu. De la magie. Și de la magie, dar ăsta e cam năzdrăvan. El e primul la Sani. Da, el. Și ceilalți reni îl ascultă. Da. E foarte, foarte aspru Rudolf cu ceilalți reni. Nu îi lasă ca nici... să ajungi la tot, să le dai cadouri. Păi altfel cum aș ajunge la copil, aș să... Să tot fac calcule. Știți ce e mai ușor în pandemie? Că fiecare copil stă acasă și foarte ușor pentru moșul să ajungă, toată lumea doarme. Bagă pe hort, așa cum... Da, că mulți mi-au pus, apropo, întrebarea asta. Dar moș Crăciun, dar cum poți să intri pe hort și să nu-ți murdărești... Haina. Barba. Și... Nu e secretul? S-o lăsăm pe Crăciuniță, să vedem dacă o învățat te las, ceva. Te las să văd dacă știi că eu mai fac eu câte o magie. Nu dai voie să zicem secretul magiei. Absolut îți dă voie. Bun, deci asta cu hornul sau cu... Da. Așa, deci o magie prin care totul se transformă în miniatură și după aceea când ajung jos darurile... Și moșul se transformă la dimensiunea inițială. Chiar doar moș Crăciun, știi? Așa le-am explicat. Asta la e magia Crăciunului. Ca să mă înțeleagă mai bine, le-am explicat. Băi, copilaș, voi aveți robinet acasă. Eu pot robinet să, Biden. Eu pot să mă fac ca un firicel de apă, de subțire, ca și un fir de te iarbă. Te poți transforma în orice. Și pe urmă, ca înăuntru, ia sunt normal și le dau. Dar de ce nu te murdărești, moș Crăciun, pe horn? Păi... Mă mai murdăresc câteodată, dar mă duc la reni, mă tăvălesc prin zăpadă cu renii, ei vin și mă cură de blana lor. Ei și te ajută foarte mult. Toată lumea te ajută. Da, da. E da. Cineva care spune da. Piedici, nu cred. Nu, toată lumea te ajută. Nu, să... nu. Până și unii parlamentari nu prea îmi ies din cuvânt. Nu. Păi și ei au fost copii la rândul lor, nu? Da, dar ies cam pretențiuri la cadouri. Dar nu cred că te așteaptă pe tine. Ei știu să-și ia. Își iau așa cu toptanul, nu? Dar tot moș era și în vremea lui. Da. Îți place să fii întâmpinat cu cântece, cu poezii? Cel mai mult îmi place să cânte copilașii, părinții, toată lumea, orice poezie, cât de o strofă, dacă îmi spun așa... Asta e răsplata ta. Da, pentru că știu că dacă eu le duc daruri, ei mai învață o poezie pentru anul viitor și neapărat merg și anul viitor la ei și le duc daruri. Crăciunițele nu îmbătrânesc nici ele niciodată, așa-i? Nu, ele tot timpul... Faci casting pentru ele sau cum le... Păi,
nu prea să spună astea, că mai avem și noi cât de cât okay, ceva am înțeles, secrete. Am înțeles, nu, am chiar să divulgăm tot, pentru că, pe urmă, să află în alte părți și nu da, prea... Da, e o echipă nu care e mereu aceea și mai vin uneori ca ajutoare. În plus, de la an la altul diferă ajutoarele. Echipa, să o zicem, pe aia dreaptă, Golden Party. Golden Party. Golden Party. Da, păi, în fiecare an le spun la copilași, că sunt din ăștia mici care încă nu știu să scrie, dar le spun, aveți grijă să scrieți din timp ce vă doriți. Că moșul mai dă și așa la întâmplare, dar și aia mă ajută. Când copilașul îmi scrie din timp scrisorică, Moș Crăciun, eu aș vrea o jucărie, eu aș vrea dulciuri, eu aș vrea o hăiniță, ceva, și atunci e foarte ușor. Le selectez direct de la da, sus. Da. Dar te ajută și această agenție Golden Park. Da, da, păi mă ajută foarte mult că tu eu... de peste vară trebuie să știi. Deja deci în 24 vii, așa, în 25 mânzi. Ce mâncă moșul în seara de ajun? În seara de ajun nu mănâncă, dă cadouri. În ziua de Crăciun, ce mănâncă Moș Crăciun? A, păi... am făcut și o rimă. În seara de ajun, ce mănâncă Moș Crăciun? Moș Crăciun, mai ales... Își cheamă colaboratorii Crăciunițele da, și Spiriduși. Toți, pentru că atât efort cât facem înainte ca să ajungem la toți copilașii, noi ne ospătăm și noi în ziua de Crăciun. Și ce mânca somon? Icre. Hai că au trecut postul la români. Bună tățuri. Nu. Cu V. Varză. Cu rechi cu umplături, așa se zice pe aici, pe la zona asta. Foarte bine ai învățat zona mocăneasă. Da, am învățat. Că... luăm preparate culinare din fiecare zonă și le ducem la pone și acolo le ducem la bucătarul. Da, dar este un bucătar vegan care le aluncă și după aia vă dă germen. Da, și sunt foarte bune. Sarmale, ziua de Crăciun merită Moș Crăciun. Sarmale și dacă este și un pic de șunculiță pe acolo sau un cârnaț. Un dărap de moietec, știi ce e la moietec, moșule? Cum să nu știe moșul, că moșul datorită faptului că trebuie să învețe diferite zone și obiceiuri din țară, dar și din alte țări, să învețe graiul. Și atunci, oamenii și copilașii mult mai tare se bucură dacă moșul... Au limba lor, da, dialectul lor. Da, da. Dar băta asta e de speriat sau de sprijinit? Nu. Dacă vrei, poți să o verifici. Asta e originală. E toiagul cu care bat dacă vin animale la reni. Să nu se sperie renii. Da, și dacă vine vreun lup, că eu mai întreb pe unde merg, de sunt păduri și așa, sunt lup. Animale sălbatice. Da, așa. Da, și atunci eu alung animalele sălbatice. Animalele și spiritele rele. Și câteodată, uite, așa, nu numai așa, că uite ce lucește. Ce crezi că de ce lucește așa? Ca să fii, vara, ca să... când renii stau la soare și de cald, îi mai scarpin pe spate și atunci se lustruiește toiagul moșu. N-aș vrea să alunecăm într-o pantă așa, dar uite, moșu, da, verticala, Crăciunul, nașterea, da? Da. Și până la urmă ajungem la Paști, care sunt cu... la, da, tot un... În accepțiunea creștină are o semnificație, nu? Dar semnificația ajunului de Crăciun e bucuria. Da, indiferent da. De, cum să zic, de vremuri. Ai mai întâlnit pandemie? Ai întâlnit pandemii de-a lungul timpului, asta, hai să-l ascultăm pe moșu să ne spună. A fost cam acum 100. Și ceva de ani. Așa. A fost iară o pandemie mare. Și atunci au... Pandemia spaniolă, cum îi zice. Da. Uneori, doamne, mai ia câte În ce raport ești cu doamne, moșule? Foarte strâns.
foarte strâns. Și eu trebuie să am un respect față de Doamne. Trebuie să am un respect că uneori zice Moș Crăciun, cam depășește măsura și atunci trebuie să fiu și eu cu minte, ca și copiii la rândul lor să fie cu minte. Și atunci, Doamne, zice, băi, dacă ești cu minte și tu vei fi sănătos, vei fi fericit. Și... Da, pentru că de-aia te-a ales de la început. Da. Nu ne lasă, Doamne. Așa e că nu ne lasă. Nu. Dar cum le spun și la copilași, mai zice și câte o rugăciune seara, când vă culcați sau când mâncați, că atunci altfel... Sau câte un gând bun. Câte un gând bun. Cine ne pune și, în farfurie. Și când nu înțeleg, așa ca oamenii mari, și oamenii mari, mulți nu prea... vrea să înțeleagă ce e bine și ce e rău. Da. Dar cât timp îl avem pe Moș Crăciun în mijlocul nostru, înseamnă că mai există o speranță. Pentru că tu o să vii tot timpul. O să vii până la... Era să zic adânci bătrâneți. Moș Crăciun până la adânci bătrâneți mai are. Asta, da. Câteva mii de ani. Da. Deși tot mai greu, cu sacul în spate... Da, dacă n-ar fi Crăciunițele și Spiridul și... N-aș putea să fac... Lună plină în continuare și după 15. Acum, repet, filmarea de azi în 15. Da, exact, acum se intensifică toată munca de acum din 15. Spectacole pentru copii. Și spectacole, exact. Nu știu cum trebuie să fie prezent peste tot. Unii copilași, dacă merg la serbarea lor de la grădiniță sau la școală, trebuie să stau până își termină serbarea acolo să-i ascult. Și trebuie să stau. Renii consumă, de aia mașinile nu mai sunt acum pe carburant, o să fie pe electrică. Da, e foarte bine. Că și ce facem cu renii, moșule? Renii? O întâmplare destul de drăguță la o școală. Am fost și m-au întrebat copilașii anii trecuți: Moș Crăciun, de ce n-ați venit cu renii aici în curtea școlii să vedem darurile, Sania? Dragii moșului, nu este zăpadă. Moșul n-avem ar unde fi parca. Venit. Renii nu pot trage Sania încărcată cu daruri dacă nu este. Ai o explicație. Și să vedeți ce îmi spune, că-s foarte isteți copilașii. Moș Crăciun, tati are 4 cauciucuri de iarnă. Vorbesc eu cu el, pun o pilă la tati să-ți dea cauciucurile, să le pui la sanie, să poți veni și când nu este zăpadă. Pentru asta mai trebuie să lucrăm, să se schimbe când cauciucuri, când și... Dar voi n-aveți treabă. Pentru zăpadă. Exact, dar nu, voi trebuie să acționați, nu? Să acționăm, mai să avem. Acționat. Să veniți la copii, să arunci la copii. Încă o colindă, încă un cântec, ceva de iarnă, ne-ai mai pregătit? Ne gândim. Mai discut un pic cu moșul și tu ne intervii pe partea vocală. Da, e cam ca la dumneavoastră, eu sunt îmbrăcat cu costumul pentru zăpadă mare. Că eu dorm că uneori și cu renii acolo în zăpadă. Și acum, parcă, puțin m-am... poate, dacă ești cu minte, poate te iau Spiriduș anul viitor. Spiriduș în Garenul 3. Da, și uite că văd că e destul de voinic și cred că mai... Blitz, așa e? Da. Ce politicos e Moș Crăciun, zice, ești destul de sănătos, n-a zis că ești super, supraponderal. În fine, de Crăciun se întâmplă minuni. Da. Totuși să fii... Țin chestia asta milenară pe cap, așa. Da. Și poate o să ajung și eu. Ajutor la reni, ori ajutor să la... Să nu reni, cumva să păcesc, că am mai pățit la unul, mi-a înghițit ciucurul. Și nu... Asta e ciucurul. Da. Cu ce? Cum? Și cum l-ai scos? Păi când o ieși pe dincolo și l-am spălat. Poftim, Căciula moșule dragă, o emisiune extraordinară. Crăciunița, ai găsit ceva, melodie? Da, asta o să fie una în română, nu?
în limba română, da, dar cu, da, zic, cu dans, cu... Intrăm și noi pe refren, te rog. Este mai relativ nouă față de cea pe care am cântat înainte. Este de la Nicola, ca să dăm și drept autor. Absolut, nicio problemă. Hai că începem. E vorba despre mulți fulgi de zăpadă, chiar milioane de fulgi de zăpadă. Deci, milioane de fulgi de zăpadă, milioane de copii pe stradă, magazine pline de jucării. Cine aduce jucăriile? Tomoșu. Bravo, felicitări, da, foarte frumos. Dacă Moș Crăciun ar fi luna decembrie, ar fi degeaba în calendar. E sfârșit de an. Toată lumea la sfârșit se gândește așa, mi-a fost greu în februarie, mi-a fost greu în iunie, mai am nevoie de decembrie? Nu mai am. Mai am, că vine Moș Crăciun. La aia mari, la ăștia, la bătrâni, vii? Păi mai aduci ceva cadou. Cum să nu? Cum să nu? Dar nu există... Nu știu, dar acum... Pe timpuri, mai mult la copilași ducea moșul câte un cadou. Acum duce și la părinți, duce și la bunici. De aia să fac autostrăzi. Unii chiar că sunt pretențioși, un copilaș au venit la moșul să facă... poză cu moșul și l-am întrebat cam ce și-aș dori el. Eram la o serbare de Crăciun acasă. Era micuț, așa, avea numai 2 ani și 5 luni. Și avea puțină emoție până l-am ținut pe genunchi să facă tata lui poză. Ce să-ți aducă moșul în seara de Crăciun acasă, dar e secret mare? Numai noi doi trebuie să știm. Nu spui la mame și la tate și... Moș Crăciun, aș vrea să îmi aduci un un pistol? Nu... 2 ani și 5 luni avea copilașul. Un pisic? Măț, cum se mai zice pe unele locuri. Și nu, taică s-o stând cu apartul să facă poze, zice Moș Crăciun, îi trebuie un picamăr. Picamăr. 2 ani și 5 luni trebuia picamăr. Da, cum ați întrebat, alte cam ce generații. Jucării năstrușnice îți doresc copiii? Moș Crăciun, drag, acum să dăm cărțile pe față. Cum a fost când ai fost înainte de 89 înlocuit de Moș Gerilă? Și acum unii din ăia care au trăit în epoca mă mai apostrofează cu... Ce faci, Moș Gerilă? Zic, nu mai există. Există totuși, dar o mesc undeva la ceva, la ruși. Acolo există și acum Moș Gerilă. După stea. Da, este. Deci te-ai reabilitat, ești Moș Crăciun. Moș Crăciun, nu mai. Și mai ales copilașii ăștia care, după ce au fost atunci, ăia mă știu de Moș Crăciun. Da, și mă bucur tare mult. Hai să ne mai cânte ceva, Crăciunița. Mai spune-ne ceva, mai adune un vers în contemporaneitate. Aveți vreo preferință? Preferințe avem, bani nu sunt. Dar nu, că noi colindăm și fără bani. Acum ca să fiți așa mulțumiți... Nu, ziceam, oricum sunt mulțumit, că până acum nu l-am primit pe moșul în carne și oaste și bâtă. Mulțumesc, Golden Party. Vreau să zic așa, în timp ce tu ești sub brat, lângă brat, cu copiii, Crăciunițele, cu ce te delectează? Ce cântă? Ce susul? Ce... Foarte mult. Uneori le duc câte 3-4 să cânte în cor. Termină, e prea mult.
Nu, nu că eu încă... Dar eu nu mai am o vârstă. Artistic vorbim. Da, da, și încă eu mai fac față așa ca să merg cu sacul în spate și totuși să bucură. Cred că ăsta e secretul, să mergi cu sacul în spate. Da, da, și să, așa să bucură Crăciunițele când vin să aducă daruri și mă ajută să pun în sac. Uneori mai cară și ele câte un sac. Când văd că tot a sudat. Știți ce a sudat? Transpirat. Așa. Văd că știi, copilașule. Adică, pardon. Dar mă bucur că totuși ești... Te văd cu minte. S-ar putea să primești ceva de Crăciun, dar nu cumva de nu acum încolo, până la Crăciun, să greșești cumva și, pe urmă, să te fac uitat. O să ți-am minte. Aveți nevoie de voce? Cât exact cântați? Câte ore întregi cântați lângă moșu? Așa mai în surdină? Lucrând acolo la jucării și la daruri în timpul anului, ca să meargă, le pun ca să ele când lucrează câteodată așa încet, zic nu, băgați o melodie din aia ritmată. Să vezi cum le... Vezi cum merg mâinile, una, două, melodie. Tu citești scrisorile, împachetează. Da. Dar nu uita că ne ești voios române să fii... Bucuros. Mai este o întrebare pe care mulți copii și-o pun. Dacă vreau îi vorbesc, oare să le spună secretul? Aici nu mă bag, discutați. Da. Înțelegem noi cu Reni. Ideea e că Reni ne înțeleg doar pe noi. Sunt unele... Voi ascundeți ceva, deci cum? Voi aveți o limbă, un cod, ceva încifrat? Codificat. Uh-huh. Uneori nu trebuie să știe ce discutăm noi cu renii, lumea. Ei nu sunt inteligenți, sunt renii. Și atunci, ori chiar și prin semne. Exact, ca să înțelegeți mai bine, cum ar fi un animal dresat. Dacă îi facem un semn că trebuie să stea în loc, nu pornește fără comandă sau fără semn, nu pornesc. Când era mic. Unii era gata să încerce unii din ăștia să pună fune la carul lor, la căruța lor, dar nu. Da. Când era mic, Claus Iohannis, ce a primit de la Moș Crăciun? Când era mic? Claus Iohannis, mic, mă rog, are 2,10 m. Atunci era mai mic. Înainte de a fi președinte era cam mic era. Nici acum nu e mare. Nu, și eu, lumea nu știu ce să zic, dar și-o da seama că... În fine, noi intrăm în politică. O da. Primit și el un cadou, nu? O primit, dar cred că trebuia să întrebe Spiridușii care m-au ajutat. Că eu, știți, eu cum merg la atâtea familii. Aveți pe cineva care... Da, și notează cam ce. Dar vă promit că data viitoare când ne întâlnim, îi întreb eu, că știu care de spiritul. Ion Iliescu nu vă întreb, că el e dinaintea dumneavoastră. Da, da, și cred că va rămâne după mine. Că... Așa... Așa e sarta. Da... Mai dragă, cam așa. Ai cochetat cu ideea de moș. Da. Moșule, da, dragă, hai să lăsăm pe Crăciunițe să transmită un mesaj, după aia tragem noi concluziile. Da. Nu te reținem, că mai ai de pregătit, mai ai de mers, mai ai de... Dar zi sincer, e fain să fii lângă nevastă, să fii departe de Crăciunoică, crăciunească. Noaptea. Nu, mă întreabă mult lume. Așa. Da, Moș Crăciun, da, doamna Crăciuniță, a fost Crăciuniță, acum e Crăciunoie. Păi... Îi măresc pensia cu 10%, așa o zis Ciucă. 10? Aia e foarte puțin. Așa că Moș Crăciun face de două ori mapamondul. Da! Uneori vine și dânsa. Uneori vine și dânsa. Uneori vine și da. Tragem noi concluziile. Acum să ne spună
tânăra Crăciunului. Nu-i tânăr, are 3 milenii, dar nu se lasă. Da, păi, dar trebuie să se mențină. După aceea Crăciunul aia? Uneori mă mai întreabă Crăciunul aia. Ce-ți fac Crăciunițele? Moșule, să ai grijă că te-ai prinde odată în offside. Acolo, pe lângă Rudolf, da, pe lângă Blizzard, da, cât de cât mă abțin. Așadar? Ca să facem și mai solicitat pe Moș Crăciun, mai anunțăm și că pe cine dorește să vadă ce mai face Moș Crăciun, poate să consulte un pic pagina de web sau site-urile social media de la Golden Party. Acolo noi postăm și dăm anunț despre orice activitate și eveniment pe care îl ținem. Așa că vă așteptăm să-l vedeți pe Moș Crăciun. Golden Party. Da, da, Moșul de aur. Da, 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 trebuie să le mai spunem o, ca un fel de anunț sau cei care doresc să meargă moșul să se cam grăbească din timp, din timp. Din timp pentru asta că zic, astăzi, așa 15 multe decembrie, solicitări sunt la moșul și s-ar putea să nu ajung. Că s-au întâmplat, am experiență, s-au întâmplat că n-am reușit să merg la, chiar la toți acasă. Și atunci a rugat pe spiriduși. Merge spiridușilor, spiriduși, duceți că copii cu minți, asta puneți vina la ușă. Asta copiilor, e vina părinților că nu se organizează da, din timp. Da, de-aia da. Facem și anul. Și de-aia uneori darurile le punem la ușa copilașilor și îi trimit din pe spiriduși. Da, da. Și mai rapid. Toată lumea câștigă atâta timp cât Moș Crăciun e lângă el, cu o Crăciuniță de valoare. Moșule, un gând bun da, pentru da, anul da, care păi vine. Și aici se fac selectări. Absolut, absolut. Nu, Miss așa. Crăciunița Laponia, Miss Crăciunița Laponia de jos. Da, da. Este da, Laponia de jos, Laponia de sus și aia de margine. Da, de mijloc. Da, și de mijloc. Mai îl obișnuim și cu mediile virtuale, mediile sociale. E la început, după 2000 și de ani, până se învață cu un gând bun da. Pentru copii, pentru oamenii din România. Acum hai să ajungem în pătrățica noastră, restul să fie sănătoși. Un gând bun pentru 2022. Oh, 2022, da. Le spun atât copilași, în primul rând copilașilor, pentru că ei se bucură cel mai mult de venirea lui Moșu cu darurile, să fie, dacă nu mai cuminți, dar măcar tot așa de cuminți cum au fost anii trecuți și dacă cei care au și-au luat angajamentul cu Moșu și-au bătut cinciul cu Moșu și-au promis solemn că vor fi mai cuminți, mai cuminți, mai cuminți, să țină, să respecte promisiunea că atunci Moșul negreșit merge și anul ăsta pe la castel. Să mă aștepte copilașii că sigur o să merg pe la caselelor să le duc darurile preferate. Dacă scrie repede ce cadou își dorește, eu mă strădui. Sunt uneori că nu se mai, nu mai găsesc cadoul respectiv. Și atunci îmi pare rău, îi duc alt cadou sau un cadou. Dar totuși să-i placă ceva, la copilași. Ceva. Da. Dragi români, singura promisiune respectată în anul 2021 este cea pe care o să o onoreze Moș Crăciun. În seara de 24, dragi copii, ciuliți urechile, fiți atenți, ați fost cu minți, ați mâncat-o și v-ați spălat pe dinți și Moș Crăciun vine.